Astăzi, la emisiunea de călătorie, continui turneul național cu partea a doua a emisiunii noastre. Așa că te invit pe tine, telespectatorule, să rămâi alături de mine. În această ediție, primul popas pe care îl voi face este în orașul Sibiu. Unul dintre cele mai importante și înfloritoare orașe din Transilvania este municipiul Sibiu. Fostă capitală a Transilvaniei între anii 1692-1791 și 1849-1865. Important centru cultural și economic din sudul Transilvaniei, are o populație de 147.245 de locuitori permanenți, conform recensământului din 2011, și 30.000 de locuitori temporari, în special studenți. Județul Sibiu cuprinde localitățile componente Păltiniș și Sibiu. Păltiniș este la 37 de kilometri de municipiul Sibiu, fiind o mult frecventată stațiune de iarnă, iar lacul glaciar Bâlea se află la 75 de kilometri de oraș. Sibiul se bucură în prezent de cel mai mare nivel de investiții străine din România. În anul 2007 a fost capitală culturală europeană. Aflat în depresiunea Sibiului, străbătut de râul Cibin, este înconjurat la sud și sud-vest de munți. Are un mare potențial economic, beneficiind și de un modern aeroport internațional. Comunitatea locală este alcătuită din grupuri etnice diferite, majoritatea, 94% români, conviețuind cu germani, maghiari, romi și evrei. Ca urmare și viața religioasă este diversă. Datorită diversității, stilurile de viață ale naționalităților conlocuitoare se împletesc, devenind atractive prin multitudinea tradițiilor. Dacă în 1850 existau peste 12.000 de locuitori, în timp, odată cu dezvoltarea economică a orașului și extinderea sa, a crescut și numărul locuitorilor, ajungând în anul 2011 la peste 147.000.
Structura populației este 88,96% români, 1,47% maghiari, 1,06% sași și 0,39% romi. Suprafața orașului crește de la an la an prin construirea unor noi cartiere de case și blocuri. Centrul istoric are ziduri și sisteme de fortificații menținute în stare foarte bună, urmând să fie înscris în lista patrimoniului UNESCO. Un oraș vechi și totuși tânăr. Încălțat comod, cu mașina parcată, pornește în descoperirea Sibiului. Trecând pe bulevardul Bălcescu, ajungi la Piața Mare, unde în evul mediu execuțiile publice aveau loc. Cu timpul, rostul pieței s-a schimbat, aici făcându-se negoți cu cereale și obiecte meșteșugărești. Astăzi, aici e locul de întâlnire a tuturor, pentru a discuta, pentru a asculta diverse concerte. Centrul Sibiului are un stil boem cu străduțe medievale întortocheate, piețe largi cu turnuri de observație și ziduri de apărare. Casele din centru sunt micuțe, dar presărate cu clădiri impozante, cum ar fi biserici, muzee și hoteluri. Poți petrece aici o vacanță liniștită în care ai senzația că totuși cineva te privește de la ferestrele deosebite aflate pe acoperișuri. Vei da ochi în ochi cu ferestrele cu contur ocular. Thank you.
În piața mică dai de podul minciunilor, unde poți testa legenda care spune că la orice minciună podul se clatină și chiar se poate rupe dacă minciuna e prea gogonată. Pe vremuri sub pod erau batjocoriți negustorii care și-au înșelat cumpărătorii. Piața Aurarilor are un nume sugestiv. Aici se află turnul Scării și Casa Calfelor. În fața Casei Calfelor vei vedea un stâlp de lemn în care sunt înfipte cuie, piroane și unelte lăsate amintire de calfele călătoare care au trecut prin Sibiu pentru a învăța meserie. Calfele sunt tinerii meșteri din perioada medievală care plecau într-o călătorie lungă de inițiere în meseria aleasă. Călătoria dura 3 ani și o zi. O regulă obligatorie era să nu se apropie la mai puțin de 50 de kilometri de locul natal. De la Sibiu, următoarea mea oprire este în orașul Avrig. În centrul orașului Avrig, aflat la poalele Carpaților Transilvaneni, se află castelul construit în stil baroc, unic fiind reședința de vară a lui Samuel von Bruckenthal. Grădinile făurite în secolul XVII te farmecă de la început. În secolul al XVIII-lea, moșia construită în stil baroc de guvernatorul Bruckenthal a fost denumită Edenul din Transilvania. Ea se află la 20 de kilometri de Sibiu.
În zilele noastre, oranjeria din parc a fost renovată, parcul recăpătând aspectul inițial cu fântânile care îl ornamentau. Palatul este situat pe o terasă de 12 metri deasupra Văii Oltului. El are o clădire principală cu trei aripi, de care sunt atașate două clădiri anexe fără etaj. La realizarea castelului s-a folosit inspirația vieneză a castelului Schönbrunn și a celui din Luxemburg. Palatul are numeroase camere de locuit, camere de oaspeți și anexe, printre care și o galerie de picturi.
Ultimul loc pe care îl vizitez în acest turneu este orașul Brad. Municipiul Brad este localizat în județul Hunedoara din Transilvania. Mineritul acestei zone a început din anul 21 înaintea erei noastre, conform documentelor. Aurul a fost extras până în anul 2006. Orașul este situat la 37 de km de Deva și 177 de km de Arad. În anul 1995, orașul Brad devine municipiu. În anul 2009 existau 304 societăți comerciale și 53 de asociații familiale.
Acesta a fost turneul meu național. Dacă v-a plăcut, vă invit să dați un like, un share pentru a promova România. Vă doresc o săptămână bună, la revedere!